Pot să spun că m-am apucat mai serios de vreo 2 ani de zile. Nu cred că am un gen anume, mă regăsesc în toate genurile, sincer. Și comercial, și rap, și muzică ușoară, depinde de ce stare am, ce dispoziție am. Dar mare parte muzica e muzică, e așa o văd. Și de ce ai venit la Bate în Palma? Ce faci aici? Am luat-o cu o experiență, vreau să mă uit înapoi peste ani și ani de zile să zic, bă, am făcut-o și pe asta. Și de ce nu? Am cunoscut atâția oameni frumoși. Nu știu, îmi place ideea asta, să cunosc oameni noi, să situații diferite. Să scap din monotonie puțin. Ce planuri ai cu banii pe care îi vei câștiga aici? Ce vei face cu ei? Deci dacă o să câștig, indiferent de ce sumă va fi, o să investesc în visul meu acesta de a face muzică. Adică, de ce nu? Dacă e ceva ce mi-aduce plăcere și bucurie sufletului și, nu știu, nu mi-ar părea rău. Deci dacă m-aș uita înapoi, bă, pe ce ai cheltuit banii și m-aș uita, bă, ai cheltuit, ai scos niște melodii, ai făcut niște piese, nu mi-ar părea rău. Asta aș face, restul nu, altceva nu m-am gândit, sincer. Perfect. Și spune-mi, în jocul de astăzi ai vreo strategie sau vei merge pe intuiție? Strategie, nu știu dacă se poate, dacă pot să aplica o strategie la jocul acesta. Eu cred că e foarte mult intuiție, foarte mult noroc și dacă e să fie de la Dumnezeu, 100% o să-l câștig. Dacă nu, e o experiență frumoasă. N-am nimic de pierdut.